Mă bucur și eu nespus de mult în această dimineață că sunt la părtășie și da, Gabi, să știi că m-am pregătit pentru nuntă. Mă pregătesc pentru o nuntă mai bună, sper. O nuntă în care nu o să fie doar 200 de oameni și dezamăgiri că unii prieteni au venit. O nuntă în care vor fi mai mulți, milioane sau chiar miliarde de oameni care l-au slujit pe Dumnezeu și cu mult sacrificiu au mers până la jertfă, până la moarte. Și abia aștept ziua aceea, vă spun sincer. Este frumos pe pământ când lucrurile îți merg bine, dar bucuria de obicei este temporară și vremelnică și îți dai seama că te întorci la suferință, la monotonie, la obișnuință. De fapt, vrem mai mult decât viața aceasta. Tânjim după o altă viață. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu a pus în noi gândul veșniciei. Așadar, într-adevăr, mă pregătesc pentru acea zi. Dacă ar fi fost nunta mea, cu siguranță mamii m-ar fi cicălit în fiecare zi de ce am barbă, spun sincer. Și mi-ar fi zis, dacă nu-ți dai barba jos, nici măcar nu vin la nunta ta. Așadar, sigur nu e nunta mea. Bun. Aș vrea în această dimineață să continuăm mesajele despre familie. Și Dumnezeu mi-a pus în inimă un mesaj despre altarul familiei creștine. Aș vrea să citim de la cartea Exod, în capitolul 20, începând cu versetul 24 până la versetul 26, și apoi Exod 29, de la 38 până la 42. Cartea Exod, capitolul 20, începând cu versetul 24. Să-mi ridici un altar de pământ pe care să-ți aduci arderile de tot și jertfele de mulțumire, oile și boii. În orice loc în care îmi voi aduce aminte de numele meu, voi veni la tine și te voi binecuvânta. Dacă îmi vei ridica un altar de piatră, să nu-l zidești din pietre cioplite, căci cum îți vei pune dalta în piatră, o vei pângări. Să nu te sui la altarul meu pe trepte ca să nu ți se descopere goliciunea înaintea lui. Și apoi Exod 29, de la versetul 38. Iată ce se jertfește pe altar. Doi miei de un an, în fiecare zi necurmat. Un miel să-l jertfești dimineața, iar celălalt miel seara. Împreună cu cel din tâi miel să aduci a zecea parte dintr-o efă de floare de făină, frământată într-un sfert de hin, de un de lemn de măsline, fără drojdii, și o jertfă de băutură de un sfert de hin de vin. Pe al doilea miel să-l jertfești seara și să aduci împreună cu el o jertfă de mâncare și o jertfă de băutură ca cele de dimineață. Aceasta este o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. Aceasta este arderea de tot, necurmată, adică care să nu înceteze, care va fi adusă de urmașii voștri la ușa cortului întâlnirii înaintea Domnului. Acolo mă voi întâlni cu voi și îți voi vorbi. Amin. Trebuie frumos, David, să pui PowerPoint-ul. Suntem în anul 1647, în Scoția. Biserica oficială din Scoția experimentează un mare val de trezire spirituală. În mijlocul acestei treziri spirituale, știți, de obicei să producă reforme. Oamenii își dau seama că ceva nu merge bine și trebuie să schimbăm ceva ca să mergem la următorul nivel. Una dintre aceste reforme este legată de timpul de părtășie petrecut în familie. Oamenii și-au dat seama pe vremea aceea că aspectul cel mai neglijat când e vorba de o biserică, știți care este? Timpul spiritual de devoțiune petrecut în familie. Așadar, în anul acesta, 1647, Biserica Scoțiană creează un caiet special pentru membrii ei. Fiecare caiet conținea directive sau reguli, dacă vreți, cu privire la cum să petrece acest timp de închinare. Oamenii și-au dat seama că nu toți știu cum să-l petreacă și atunci au zis, domnule, uite câteva reguli generale despre cum să vă petreceți timpul de închinare în familie împreună. Pentru a se asigura că oamenii chiar iau în serios timpul acesta de devoțiune înaintea lui Dumnezeu, oamenii, liderii din biserică au desemnat oameni care treceau pe la fiecare familie și se asigurau că fiecare familie ia în serios timpul de părtășie cu Dumnezeu. Primul lucru ce au constatat oamenii este că deși predici săptămână de săptămână și e un val mare de trezire, oamenii nu iau în serios timpul de părtășie.
Și atunci au creat niște reguli și niște pedepse. Dacă o familie neglija timpul de depărtășie cu Dumnezeu, capul familiei era mustrat între patru ochi. Dacă familia continua să neglijeze timpul acesta de devoțiune, toată familia era ridicată în picioare în plenul bisericii și erau mustrați pentru faptul că nu-și țineau promisiunea. În cazul în care lucrurile mergeau din ce în ce mai rău, familiei respective îi se retrăgea dreptul de membralitate. Și pentru unii asta este mare scofală. Dar pe vremea aceea, în anul 1647, a fi fost membru într-o biserică oficială din Scoția era ca și cum ai fi fost, nu știu, cetățean american. Da, mulțumesc pentru exemplu. Era ceva important. Exact cum spunea și Gabi, oamenii cel puțin în trecut, mai ales că nu aveau noțiunea de independență care s-a transformat sau s-a ridicat foarte mult în secolul 20 și secolul 21, oamenii aveau noțiunea de comunitar. A fi fost parte din biserica sau face parte din biserica oficială din Scoția însemna că aparții, ai semnificație, există o direcție, există o viziune, viața ta are sens. Nu aparțineai, viața ta era dărâmată, zdruncinată. Deci pentru oamenii aceia a fi fost retrași dintr-o biserică era absolut iad. Cam fanatici, așa-i? Cum, domne, se ridici în picioare așa în plenul bisericii să-i spui: auzi, familia ta neglijează timpul cu Dumnezeu, ai grijă că dacă continui așa, lucrurile vor merge rău. Ce nerușinați oameni sunt și ăștia, fără bun simț, cum să mă ridic în picioare? Dar știți că în vremuri de trezire, într-adevăr, câteodată se iau măsuri așa mai severe, mai ieșite din comun. Nu sunt mereu. Însă, nu asta e problema. Vreau să ating un alt nivel. Vreau să vorbesc despre faptul că, deși poate ei au luat niște măsuri drastice, fanatice, dacă vreți, ceea ce oamenii ce au vrut să facă este un lucru bun, în esență. A vrut să se asigure că fiecare familie înțelege că este important să se închine înaintea lui Dumnezeu. Și vă pun o întrebare în această dimineață și vreau să vă răspundeți dumneavoastră, copiii dumneavoastră și împreună cu partenerul dumneavoastră. Dacă Dumnezeu ar trece pe la fiecare familie din biserica aceasta, ce ar găsi în familia ta? Și multe altele, stați liniștiți că nu sunt doar astea. Există vreun altar pe care l-ai dedicat Domnului? Există un loc special în care oamenii știu, Domne, sau copiii tăi știu, Domne, aici este locul pe care noi îl dedicăm lui Dumnezeu? Există un timp special în care tu îl dedici lui Dumnezeu? Dacă există momente de părtășie, când le aveți? Unde și cât? Ca să putem trece, dragi frați și surori, la următorul nivel de spiritualitate, vreau să vă spun că trebuie să reglementăm situația în familie. Familia trebuie să-și regăsească altarul. Dacă vrem să trecem de la familie obișnuite, ca orice altă familie din Târgoviște, trăim și noi viața cu bune și cu rele, cu copii mai răzvrătiți sau mai puțin răzvrătiți, dar dacă vrei să treci la următorul nivel, să fii o familie exemplară, pentru că la aceasta ne-a chemat Hristos, să fim lumina și sarea pământului, dacă vrei să treci de la o familie atipică, obișnuită, la o familie excelentă, atunci trebuie să restaurăm altarul familiei noastre. De fapt, acesta este și gândul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă acum câteva săptămâni, când de fapt mă rugam pentru acest lucru și am zis: Doamne, de ce întârzie trezirea în Biserica Efraim? Și unul dintre aspectele care cel puțin pentru mine a fost așa de clar, așa de clar, deși nimeni nu mi-a zis lucrul acesta, este că în biserica aceasta încă mai sunt probleme de părtășie la nivel de familie. De aceea, de fapt, mai de mult timp Dumnezeu mi-a pus pe inimă gândul acesta să vorbim mai mult despre familie și timpul de părtășie în familie. Prin 2012, la sfârșit, țin minte că am plădeat foarte mult în fața colegilor mei să dedicăm anul 2013 anul familiei. Și ce vrem să spunem cu chestia asta? Adică am încercat în anul acesta să avem predici intenționale despre familie, am încercat să avem seminarii despre ce înseamnă să crești o familie, să ai adolescenți și să-i crești în credință, am încercat să ne rugăm pentru fiecare familie săptămânal și facem lucrul acesta în continuare, am încercat să ne rugăm marți și joia pentru relațiile între soț și soție, între copii și părinți și așa mai departe. Cu alte cuvinte, ne pasă de familie.
Și fiindcă ne pasă de familie, noi vrem să mergem împreună cu ei în împărăția lui Dumnezeu. Și știți ce îmi dau seama din ce în ce mai mult cu fiecare săptămână ce trece în biserica aceasta? Îmi dau seama că totul pleacă, și atenție, totul se întoarce în familie. Totul pornește din familie și totul se întoarce în familie. Mă uit la adolescenții dumneavoastră și văd caracterul dumneavoastră în ei. Mă uit la tine și văd de ce unii sunt așa, de ce alții sunt așa, de ce unii nu sunt serioși când e vorba de închinare, de repetiții, de sunat, de comunicare, și te uiți mai departe sau în spatele lor și vezi probleme care vin din familie. Totul pleacă din familie și totul se întoarce în familie. Problemele, dacă vreți, chiar multe în biserică apar atunci când familia uită sau dărâmă acest altar de părtășie pe care l-au dedicat odată Domnului. Și un mare om al lui Dumnezeu, un mare pastor contemporan, spune așa odată: dacă biserica locală este speranța lumii, bine, de fapt el atât a spus, adaug eu următoare. Biserica locală, spunea el, este speranța lumii. Nu guvernul, nu sistemul social, nu sistemele sanitare și așa mai departe. Nu, biserica locală este speranța lumii. Dumnezeu a lăsat biserica să fie sarea și lumina pământului. Dar dacă biserica locală este speranța lumii, să știți că altarul familiei este speranța bisericii. Nu putem să înaintăm, frați și surori, nu există victorie în Dumnezeu și nu există înaintare pe tărâm spiritual și pe tărâmul acesta geografic dacă nu există altar personal al familiei mele, eu și Dumnezeu, și împreună cu casa mea îl slujim pe Dumnezeu. De aici se pornește și tot aici se întoarce. Ne rugăm și postim ca Dumnezeu să facă lucruri mari la programul acesta și de iarnă. Dar vreau să vă spun un lucru: în timpul acesta ar trebui să începem să reglementăm și situația în familie cât se poate și dacă se poate. Să restaurăm acest altar al familiei creștine în viața noastră și în viața familiei. Și aș vrea mai întâi de toate să vedem ce spune Scriptura despre altar. Să nu credeți că este un mesaj sau un gând pe care l-am primit așa citind nu știu ce carte, un roman ăsta de dragoste. Scriptura vorbește foarte mult despre altar. Înainte de Moise și de legea dată la Sinai, Scriptura ne vorbește despre bărbați destoinici care au zidit un altar Domnului. Nu doar în inima lor, știți că avem noi cântare: am zidit un altar în inima mea. E minunat și concret. Unde este acest altar? În afara inimii, se vede în viața ta? Oameni care au dedicat, au zidit un altar nu doar în inimă, cum spune cântarea, ci mai mult. Au zis: Doamne, noi dedicăm acest timp, acest loc lui Dumnezeu. Haideți să vedem câteva personaje din Scriptură. Primul personaj este Noe. Genesa 8:20. Noe iese din corabie. Noe este mulțumit lui Dumnezeu și spune: Doamne, îți mulțumesc că n-am pierit ca ceilalți oameni. Și primul lucru pe care îl face Noe este să zidească un altar. Să spună: bun, asta este mărturia că Dumnezeu este viu și lucrător. Noi vom, ca și familie, vom zidi un altar și pe acest altar vom aduce jertfe. Asta ca înainte ca Dumnezeu să le dea legea pe muntele Sinai. Câteva generații mai târziu, Scriptura ne vorbește despre un alt patriarh care mai multe ocazii zidește un altar Domnului. Avram. Genesa 12. Imediat cum iese din familia lui, din casa lui, din Haran, Dumnezeu îi spune: ieși afară, și primul lucru pe care îl face Avram este să zidească un altar Domnului. Genesa 13:18 și Genesa 22:9. De aici, de la Avram încoace, fiecare generație construiește pe fundamentul lăsat de Avram. Isaac, fiul lui, ce face? Păi face ce a văzut la tata. Ce a făcut tata? Păi dacă tata a zidit un altar, fac și eu acest lucru. Genesa 26:25. Nici fiul său Iacov nu se lasă mai prejos. Ce face Iacov? Iacov face ce a văzut la bunicu și ce a văzut la tata. Și el modelează sau imită ce au făcut părinții și străbunicii. Ce a învățat în familie a practicat și el la rândul lui. Și uitați-vă, sunt deja 3 generații: Avram, Isaac și Iacov. Ce moștenire extraordinară a lăsat acest Avram. N-a lăsat nici oi, nici pământ, toate acestea s-au dus. A lăsat altarul. Sărim mai multe generații și ajungem în sfârșit la Moise. Și Moise
zidește și el un altar, Exod 20 cu 24, tocmai am citit despre lucrul acesta. Mai departe, ucenicul său îi calcă pe urme. Ce face Iosua? Ce a văzut la Moise? Iosua 8 cu 30. Și odată stabiliți cele 12, odată stabilite cele 12 seminții ale lui Iacov, nu? Cele 12 seminții, primul lucru ce-l fac, cele două seminții și jumătate care se întorc de unde trebuia să se întoarcă, știi ce fac? Zidesc un altar. Iosua 22 cu 10. Ne vom întoarce la acest subiect. Moare Iosua și Scriptura face tranziția către perioada judecătorilor. Știți că în perioada judecătorilor fiecare făcea ce îl tăia capul. Dar surpriză foarte mare, deși fiecare făcea ce îl tăia capul, un lucru care nu lipsește din cartea judecătorii este altarul. Judecător 6 cu 24. Gedeon face un altar. Părinții lui Samson, judecător 13 cu 20, și ei zidesc un altar Domnului. Și vă garantez că dacă Samson era mai serios și își lua chemarea lui în serios, așa cum trebuia, și să se asculte de Dumnezeu, cu siguranță și el ar fi făcut un altar, dar n-am mai avut timp și n-am mai avut când. Pentru că toată tinereța și toată bătrâneța lui și-a petrecut-o în lanțuri, cu ochii scoși, bineînțeles, fiind un sclav în fața filistenilor. Ultimul judecător și cel care face tranziția, deci avem perioada lui Moise. Moise este marele profet. Vine perioada judecătorilor, fiecare face ce vrea. Acum, ultimul judecător și cel care face tranziția între judecător și împărat este Samuel. Ce face Samuel? 1 Samuel 7 cu 15, Samuel zidește un altar Domnului. Saul este primul împărat în Israel. Ce face Saul? 1 Samuel 14 cu 35, zidește un altar Domnului. Urmează David la tron. Ce face David? 2 Samuel 24 cu 25, David zidește un altar. De la David sărim direct la profeți. Isaia ne vorbește despre altar, Isaia 6 cu 6. Ezechiel ne vorbește despre altar, Ezechiel 41. Ne arată de fapt imaginea cerească, că ideea altarului nu este doar o chestie pământească, există un altar în cer. Ieremia îi avertizează pe evrei despre altarele păgâne care au ajuns în casa lui Dumnezeu. Ieremia 11 cu 13. Ioel, Amos și mulți alți profeți din cartea Vechiului Testament ne ating și vorbesc despre subiectul altarului. Frați și sorori, altarul nu este o chestie doar a lui Moise sau lui Avram. Altarul este un obiect, sau dacă vreți, un subiect pe tot parcursul Scripturii. Este ca un fir roșu care începe de la Genesa și se termină la cartea Apocalipsa. Dar cel mai interesant pasaj pe care l-am găsit în Scriptură despre acest subiect se găsește în cartea Osea. Și vreau să vă dau citire. Eu cred că este profetic. Spuneți-mi dacă este adevărat sau nu. Osea 8 cu 11. Căci Efraim, biserica Efraim, dacă vreți, a zidit mult altare ca să păcătuiască și altarele acestea l-au făcut să cadă în păcat. Osea 10 cu 1. Israel era o vie mânoasă care făcea multe roade. Cu cât roadele sare erau mai multe, apropo de ce ziceai tu, Laurențiu, cu cât țara prosperă și noi prosperăm împreună cu ea, cu atât mai mult altare au fost zidite. Cu cât îi propășea țara, cu atât îi înfrumusețea stâlpii idolatrii. Credeți că sunt altare păgâne, străine, care au ajuns din nefericire și în familiile noastre? Poate conștient, poate în subconștient, poate inconștient. Noul Testament și el are ceva de spus despre subiectul despre altar. Domnul Iisus ne vorbește despre altar. Țineți minte, nu? Dacă vrei să mergi la altar și să aduci o jertfă, și în timp ce mergi la altar și te grăbești să mergi și spui, oh, stai un pic, oprește-te. Dacă ai ceva cu fratele tău, oprește-te unde ești, du-te înapoi, dă un telefon, rezolvă-ți problema și lasă jertfa la altar până când vei vine înapoi și apoi să aduci jertfa. Autorul către evrei
Ne vorbește despre altar și el și ne vorbește despre faptul că Domnul Iisus a fost și jertfa, dar a fost și altarul acela pe care a fost adusă jertfa și de aceea intrăm în nou legământ. Ioan ne vorbește de asemenea în Apocalipsa despre altar. Apocalipsa 6:9 vorbește despre sufletele care au fost martirizate și sunt sub altar și ce fac aceste suflete? Strigă zi și noapte, Doamne, până când mai lași omenirea să treacă prin păcatul acesta? Până când? Care este ideea în spatele altarului și ce importanță are acest subiect pentru dumneavoastră și pentru mine? Haideți să vedem câteva aspecte legate de altar. În primul rând, numele de altar vine direct dintr-un cuvânt derivat din limba latină care înseamnă înalt, altus. De aici avem și noi cuvântul în limba română altitudine. Un lucru înalt, nu? La altitudine. Altarul, îmi pare rău că nu am imagine, altarul era un loc special dedicat care era deasupra nivelului înconjurător, indiferent de care era geografia respectivă, și era destinat să găzduiască aducerile de jertfe și de tămâie. Altarul era locul special în care oamenii aduceau jertfe și tămâie închinate un anumit Dumnezeu. Și mare atenție! Altarul nu este o idee strict creștină sau neapărat iudeo-creștină. Altarul este o idee care a existat dintotdeauna. Chiar și păgânii aveau altare și le construiau și încă aceștia aveau multe altare pentru că aveau mulți Dumnezei. Dar altarul nu se limita doar la scop de sacrificiu. El era folosit și ca o mărturie, și atenție, o mărturie a credinței în Dumnezeu pentru celelalte, pentru generațiile care urmau. Cu alte cuvinte, altarul acesta servea scopul acesta de sacrificiu, mi-aduceam jertfa la altar, dar mai mult decât atâta, altarul vorbea despre credința pentru celelalte generații. Când copilul era atâtica și vedea pe tata care mergea cu oaia sau cu berbecul sau cu mielul la altar și îl întreba, tată, ce faci? Atunci era timpul potrivit să-i vorbească despre Dumnezeu. Uite, tată, ce fac. Era un timp în care oamenii își educau copiii. Iosua 22:26-27. Uitați ce ne spune Sfânta Scriptură. Ajută-mă, David, cu versetele. De aceea am zis să ne zidim deci un altar nu pentru arderi de tot și pentru jertfă, atenție, ci ca o mărturie între noi și voi, între urmașii noștri și ai voștri, că voim să slujim Domnului înaintea feței Lui prin arderile noastre de tot și prin jertfele noastre de ispășire și de mulțumire, ca să nu zică fiii voștri într-o zi fiilor noștri, voi n-aveți parte de Domnul. Deci, acest altar a fost construit ca o mărturie. Un alt aspect important este legat de faptul că odată ce Dumnezeu face legământ cu poporul Israel pe muntele Sinai, țineți minte, nu, în Exod, capitolul 20, unul dintre aspectele cele mai importante este că Dumnezeu le poruncește să-i zidească un altar. Dumnezeu nu le zice, dacă vreți, ar fi extraordinar în timpul liber să mai construiești ceva la altarul acesta. Nu, nu, nu. Când plecați, când ajungeți, primul lucru ce-l faci este să faci timp și să-mi zidești un altar. Exod 20:24-26, deja l-am citit. Până acum, până în legământ, ideea de altar nu era obligatorie, nu-i vezi pe toți făcând altarul. Dar după legământul cu Sinai, ceva se întâmplă radical. Dumnezeu nu mai spune dacă vrei, ci îi spune, fă-mi un altar. De acum încolo lucrurile se schimbă. De acum încolo lucrurile se schimbă, ești în legământ. Dumnezeu are cerințe, Dumnezeu îți dă și anumite privilegii. În legământul acesta există și obligații, există și datorii. În legământ există și dare de socoteală. În momentul în care ei nu și-au făcut altar Domnului și au făcut alte altare altor Dumnezei, știți ce a făcut Dumnezeu? I-a pedepsit. Pentru că ei au știut că trebuia să pună timp deoparte pentru Dumnezeu, să-și facă un altar în familie, dar nu l-au făcut. Dumnezeu le poruncește. Altarul, frați și surori, este foarte important. Știți cât de important este altarul? Haideți să ne uităm un pic în context. Exod capitolul 20. Unde este plasat această poruncă? Unde este plasată? Exod 20.
În ce context? Cineva a spus? În contextul celor 10 porunci. Când Dumnezeu le vorbește despre acele porunci, El nu uită să le amintească, stați puțin, că mai am încă o poruncă importantă. În contextul celor 10 porunci. Iar acestea sunt esența Torei sau esența Scripturii, esența legilor celor 10 porunci. Frați și surori, știți cât de important este altarul? Între viață și moarte este altarul. Între viață și moarte este altarul. Și am pus câteva imagini împreună, am făcut un colaj, vreau să vi-l arăt. Am găsit o imagine foarte sugestivă despre viață și moarte. Dacă vă uitați în dreapta, acolo se vede un pic mai bine, avem vegetație, iarbă verde, există viață. Te uiți în stânga, scuzați, în stânga e viața, în dreapta este moarte, nimic, nu mai crește nimica. Inclusiv pomul acela micuț de acolo nu mai are nimic, nu mai are viață, e bundă tăiată. Și între cele două este jertfa. Între cele două este jertfa, este altarul. Dacă observați, n-am pus imaginea în sus, când Iisus stă pe cruce, ci am pus-o invers, pentru că simbolizează Iisus care este adus ca jertfă unde? Pe altar. Și cartea Evrei ne vorbește despre acest lucru. Fără jertfă, fără altar, nu există viață. Între viață și moarte este altarul. Evrei 9, de la 11 până la 14 ne spune așa: dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare și a intrat odată pentru totdeauna unde? În locul preasfânt. Și știți ce era în locul preasfânt? Altarul. Nu cu sânge de țapi și de viței, ci cu sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățarea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu. Unde s-a adus jertfă? Pe altar. Între viață și moarte este altarul. Între viață și moarte. Între binecuvântare și blestem, știți ce este? Tot altarul. Și acum, de ce este important să avem un altar dedicat lui Dumnezeu? Vreau să răspundem la întrebarea aceasta. Pentru că omul în sine a fost creat pentru închinare. Fiecare om este creat să se închine cuiva. Iar dacă nu zidești, și aici vreau să fiți foarte atenți, dacă nu zidești un altar pe care să-l dedici Domnului, cu siguranță, și vreau să subliniez acest lucru, cu siguranță vei zidi un altar pe care îl vei dedica unui idol. Dacă nu îți faci timp și nu ești intenționat în a zidi un altar lui Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu, îți zidești un altar și îl vei dedica idolilor din viața ta. Și să știți că printre acești idoli poți să fii tu însuți, propria persoană. Deci nu există că nu ai altar, toți avem cât un altar. Depinde cui i-am destinat acest altar. Haideți să privim, spre exemplu, la un exemplu din Vechiul Testament, Ahab. Acum, cine este Ahab? Ahab este împăratul lui Israel. Și ce important era să fii un împărat pe vremea aceea? Pe lângă faptul că tu conduceai țara, tu erai responsabil și pentru binele spiritual al acelei țări. Dacă vă uitați, spre exemplu, în Sfânta Scriptură, în Cartea Împărați, în Cartea Samuel, în Cartea Cronici, împăratul care era bun și dedica un altar lui Dumnezeu, în acea țară exista pace, exista propășire, exista și bunul și exista și o pace între oameni și între țări. În momentul în care împăratul era un rău, totul se destrăma. Oamenii au razna, ajungeau în exil, exista păcat, fiii erau duși la altar, erau jefuiți, erau jefuiți ca și țară, mă refer, totul era pe dos. Dar mai mult decât atâta, împăratul era cel care avea și legea. Știți că odată ce ajungea împărat, un lucru ce se întâmpla este că primea o copie a legii.
împăratul primea o copie a legii și avea dreptul sau privilegiul sau responsabilitatea de a citi tot ce scrie legea ca să ducă, să conducă poporul într-o linie sau într-o direcție sănătoasă. Și haideți să vedem ce face Ahab. Ahab știe că trebuie să zidească un altar Domnului. Dar ce face Ahab? 1 Împărați, capitolul 16, versetul, de la versetul 30 la versetul 32. Ahab, fiul lui Omri, a făcut ce este rău înaintea Domnului, mai mult decât toți cei ce fuseseră înaintea lui. Și ca și cum ar fi fost puțin lucru pentru el să se dedea la păcatele lui Ieroboam, a mai luat de nevastă și pe Izabela, fata lui Etbaal, împăratul Sidoniților, și a slujit lui Baal, și uitați-vă, s-a închinat înaintea lui. Și ce face mai târziu? Ridică altarul lui Baal. Știind că el trebuie să facă un altar lui Dumnezeu, se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu, dar nu poți să rămâi neutru, asta vreau să vă spun. Nu poți să rămâi neutru. Ori îi slujești lui Dumnezeu un altar, ori îi vei sluji altui Dumnezeu și vei ridica acestuia un altar. Nu există om care să nu se închine. Toți am fost creați să ne închinăm la ceva sau cuiva. Și care să nu slujească implicit. Ori zidești un altar Domnului, ori unul diavolului. Nu există cale de mijloc, frați și surori. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, ne spune Sfânta Scriptură, însuși Domnul. Sau va urâ pe unul și îl va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Matei 6:24. Frați și surori, noi decidem dacă atragem binecuvântarea sau blestemul în familia noastră. Știați lucrul acesta? Cartea Proverbe ne spune despre acest lucru. În Cartea Proverbe ni se spune așa: în casa celui neprihănit este belșug și binecuvântare, dar în casa celui rău este blestem. Noi suntem aceia care decidem pentru familia noastră dacă vom aduce, vom atrage binecuvântarea sau blestemul, viața sau moartea. Iată o altă imagine, poate un pic mai sugestivă. Între viață și moarte avem altarul și jertfa lui Iisus, dar nu e suficient. Pentru că jertfa lui Iisus ne-a eliberat pe noi de sub puterea păcatului, așadar noi acum suntem liberi să alegem să-i slujim fie lui Dumnezeu sau să ridicăm alte altare. Noi suntem aceia, uitați-vă, avem jertfa lui Iisus, dar apoi avem familia. Avem familia. Și împreună cu familia, noi decidem dacă îl slujim pe Dumnezeu și implicit avem viață și binecuvântare sau dedicăm altarul familiei unui alt Dumnezeu și implicit avem blestemul și moartea. Și vreau să vă spun un lucru. În locul acestei cruci putem să punem orice altceva. Nu știu care este realitatea în familia dumneavoastră, dar sunt foarte mulți oameni care în locul crucii pun persoana, pun cariera, bunăstarea, pasiunea, hobby, sportul. Și aici aș vrea ca fiecare să ne cercetăm. Ce fel de altar am zidit până acum? Doamne, dă-ne Tu un duc de revelație în această zi și ajută-ne să ne luăm viața de familie în serios. Și mai mult decât viața, altarul acestei familii în serios. Să zicem că te-ai cercetat și Duhul Domnului ți-a arătat că de mult ai uitat de complet de altarul Lui. Sau unii dintre voastre, sau poate eu, sau poate alții care sunt aici, poate niciodată nici măcar nu v-ați gândit să vă zidiți un altar Domnului. În această zi mă rog ca Duhul Domnului să vă ajute să faceți o schimbare în viața dumneavoastră. Și de ce, frați și surori? Pentru că aici nu vorbim de vrăjală. Nu vă spun, fă chestia asta și primești nu știu ce. Aici vorbim de existența dumneavoastră. Aici nu vorbesc despre un lucru care l-ai sau dacă nu l-ai e ok sau nu e ok. Vorbim de viață și moarte. Dacă altarul tău nu este dedicat lui Dumnezeu, nu mă interesează cine ești sau ce faci. Tu ești îndreptat spre blestem și spre moarte. Chiar dacă nu o vezi așa. Cei care trăiesc acolo zic: Doamne, dar și eu trăiesc.
Chiar dacă nu se vede nimic în jurul meu, nu există viață, nu există pom, nu există nimic, dar trăiesc. Dar nu trăiesc viața pe care Dumnezeu ne-a creat să o trăim. De aceea, dacă nu luăm acest subiect în serios, e vorba de propria persoană și de propria ta viață, de blestemul sau binecuvântarea din viața ta. Ne mirăm de ce de multe ori unii sunt binecuvântați mereu. Să nu ne mirăm, frați și surori. Aceștia au decis de mult să-L slujească pe Dumnezeu și să ridice un altar în casa lor. Care este soluția? Care este soluția? În primul rând, începem cu partea negativă. Dacă există altare în viața dumneavoastră care nu sunt dedicate lui Dumnezeu, primul lucru ce trebuie să facem este să dărâmăm. Știu că nu sună frumos, nu este un lucru ușor să-l faci în viață, mai ales dacă toată viața ți-ai tot timpul și toată energia și tot ceea ce faci este îndrumat spre acea ceva. Dar primul lucru ce trebuie să-l faci este de azi înainte să dărâmi, să sfărâm orice altar, orice stâlp, orice lucru, orice obiect care te conduc spre păcat și spre blestem. De azi înainte să spui gata, nu mai mă joc. Dărâmarea altarelor care te conduc spre idolatrie, indiferent dacă este idolatrie despre propria persoană sau despre alte lucruri. Exod 34, de la versetul 11 până la versetul 14, ne spune așa. Și te rog frumos, David, să-mi pui și mie versetele acestea. Uitați ce spune Dumnezeu, îi spune Dumnezeu lui Moise. Ia seama la ceea ce îți poruncesc astăzi. Iată, voi izgoni dinaintea ta pe amoriți, cananiți, hetiți, fereziți, heviți și ebusiți, să nu cumva să faci legământ cu locuitorii țării unde ai să intri, ca să nu fie o cursă pentru tine dacă vor locui în mijlocul tău. Dimpotrivă, să le dărâmați altarele, să le sfărâmați stâlpii idolești și să le trântiți la pământ idolii. Și versetul 14. Să nu te închini înaintea unui alt Dumnezeu, căci Domnul se numește gelos, este un Dumnezeu gelos. Frați și surori, e radical. Observați cât de radical procedează Dumnezeu cu poporul său? Nu există loc de interpretare. Nu există loc de justificare sau de tocmire. Stai, Doamne, un pic. Pe ce are idolașul acesta micuț? Uite ce frumos este. E micuț, nu are nicio problemă. Cu ce te deranjează? Ba da, mă deranjează. Uite că mă deranjează. Poate să fie ecranul, poate să fie tableta, poate să fie mașina. Îl deranjează. Și îl deranjează foarte mult. Și primul lucru pe care el îl spune este să-l dărâmi. Stai, Doamne, să-ți explic un pic. Dar ce ai tu cu stâlpii? Chiar așa, ok, am înțeles, gata, dărâm alt. Ce ai cu stâlpii, săraci? Poate sunt din aur. Nu crezi că ar fi mai bine să nu-i sfărâmăm și ci să-i transformăm, să-i refolosim? Cumva să facem din stâlpii aceștia un alt altar. Frumos, uite, ăsta ți-l dedic ție. Ce zici, e bine? Nu. Nu, nici așa nu vreau. Vreau să-l dărâmi. Uită de toate altarele acestea și fă altul nou. Construiește de la zero. Vreau să-l faci special pentru mine. Ia-ți timp, ia-ți energie, ia-ți resurse și fă-l. Nu folosi resursele altora. Dumnezeu nu lasă loc de negociere. Cu păcatul, cu alte cuvinte, nu te joci. Cu idolii, nu te joci. Dacă Dumnezeu ți-a arătat că tu ai numit idol în viața ta, sfărâmă-i. Dărâmă-i, dă-i la o parte. Scoate din inima ta tot ce este păcătos. Știți de ce, frați și surori? Că dacă nu-i scoți când sunt mici, te dărâmă când sunt mari. Vorbeam cu adolescenții și le spuneam la un moment dat așa, cu viciul sau cu problema sau cu păcatul care se confruntă. Dacă nu te confrunți cu el când e mic, te va dărâma când e mare. Vreau să citim 2 Cronici despre un alt împărat și vreau să vedeți cât de răi putem să fim. 2 Cronici, capitolul 33, începem cu versetul 1.
Manase. Manase avea 12 ani când a ajuns împărat și a domnit 55 de ani la Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, după urăciunile neamurilor. Și acum vedeți de ce Dumnezeu le-a zis să sfărâme orice a ta, altar și idol. Că în momentul în care ai mai lăsat atâtica, știți cum e, îi deschizi ușa deavului un pic și intră cu tot. Deci după urăciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel, a zidit iarăși înălțimele pe care le dărâmase tatăl său Ezechia, a ridicat altarele Baalilor. Atenție, nu poți să ne rămâi neutru. Dacă tatăl tău a ridicat niște altare, tu vei ridica altele dacă nu ești de acord cu el. A făcut idoli Astartei și s-a închinat înaintea întregii oștiri a cerurilor și i-a slujit. 4. A zidit altarele acestea chiar în casa Domnului, măcar că Domnul zisese, în Ierusalim va fi numele meu pe vecie. Și 5. A zidit altare întregii oștiri a cerurilor în cele două curți ale casei Domnului. Și acum versetul 9. Dar Manase a fost pricina că Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au rătăcit și au făcut rău mai mult decât neamurile pe care le nimicise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Vedeți în ce hal au ajuns ăștia? Au ajuns mai rău decât păgânii. Domnul a vorbit lui Manase și poporului său, dar ei n-au vrut să asculte. Atunci Domnul a trimis împotriva lor pe căpetenii oștirii împăratului Asiriei, care au prins spre Manase și l-au pus în lanțuri. Nu-l stăpânești când e mic și nu-l sfărâm, știi ce se întâmplă? Te sfărâmă când ești mare. L-au pus în lanțuri de aramă și l-au legat și l-au dus în Babilon. Și uitați-vă ce interesant, aici de fiecare dată când citesc istoria lui Manase, îmi vine să râd și să plâng și să-mi dau seama cât de răi suntem noi ca oameni, cât de naivi putem fi. Când lucrurile merg bine, ne facem fel și fel de idoli, ne închinăm în fața acestor idoli și nu ne interesează câte avertizări avem din partea Domnului, dar în momentul în care ești pus la strâmtorare, parcă zici că îți vine în minte înapoi. Parcă zici că dintr-o dată există un beculeț care să aprindă. Și când Manase este la strântorare, când este în Babilon, când este în lanțuri, când este bajocorit, când viața lui merge din ce în ce mai prost, primul lucru pe care îl face este să roage lui Dumnezeu: Doamne, cum am ajuns aici? Și s-a smerit adânc înaintea Domnului, Dumnezeului părinților săi. E altceva. E altă atitudine. Ăsta e Manase pe care îl vreau. Și versetul 15. După ce s-a smerit atâta, uitați ce face. A înlăturat din casa Domnului dumnezeii străini și idolul Astarteii. Și uitați-vă mai mult, a dărâmat toate altarele pe care le-a zidit sau le zidise pe muntele casei Domnului și la Ierusalim și le-a aruncat afară din cetate. Nici nu am mai vrut să vadă, să știe despre ce e vorba. A așezut din nou altarul Domnului, a dus peste el jertfe de mulțumire și de laudă și a poruncit lui Iuda să slujească Domnului Dumnezeului lui Israel. Frați și surori, de ce trebuie să trecem prin atâtea necazuri, prin atâtea blesteme în viața aceasta amărâtă, ca să învățăm lecția aceasta care e așa de ușoară? De ce? De ce nu ne învățăm odată pentru totdeauna lecția? Că dacă nu faci în casa ta un altar lui Dumnezeu, vei face implicit altor dumnezei. Și acești dumnezei te vor aduce la blestem și la păcat și la moarte. Și când vei fi în strântorare, vei striga ca în gură de șarpe: Doamne, ce caut eu aici? Cum am ajuns aici, Doamne? Cum se poate? Și Dumnezeu spune: ia uite-te tu înapoi. Du-te înapoi și sfărâmă tot. Toți idolii din viața ta. Citim acest lucru despre Iosia, de asemenea, în 2 Cronici 34. El face același lucru, dărâmă altarele care au fost odinioare dedicate idolilor. Bun, și acum am dărâmat altarele. Sper să mergeți acasă și, sincer, mi-aș dori din toată inima mea. Și știu că în familiile noastre, începând de mâine dimineață sau chiar de astăzi, să fie un altar dedicat Domnului. Ăsta este pasul 2. După ce ai sfârmat altarele acestea idolatre, al doilea lucru pe care trebuie să faci este trebuie să umpli cu altceva. Trebuie să zidești altceva. Nu poți să lași locul acela liber. Ridicarea sau, pentru unii, restaurarea altarului dedicat Domnului.
E timpul să ridici sau să restaurezi altarul care trebuia de mult dedicat lui Dumnezeu. Vedeți, am văzut mai devreme că binecuvântarea sau blestemul depind de acest altar. Între viață și moarte este jertfa lui Iisus. Dar mai mult decât atâta, între viață și moarte este altarul familiei mele. Între binecuvântare și blestem. Aș vrea totuși să ne mai uităm la un alt aspect foarte important despre altar. Unde se face cel mai bine educația spirituală? Unde? Acasă. Nu la biserică, nu la cele două ore pe care adolescenții le petrec la biserică, măcar că sunt bune și acele momente în viață, la vremea potrivită sunt bune și acelea, dar vreau să vă spun un lucru. Nu există un loc mai binecuvântat sau mai special sau mai propice sau mai adecvat decât familia, casa în care locuiești. Credința se dezvoltă cel mai bine, atenție, într-un mediu familial sănătos. Știu că nu toți dintre dumneavoastră aveți familii creștine, îmi dau seama că nu toți aveți familii extraordinare și poate ar fi greu acest lucru, dar fiecare trebuie să ne găsim un altar, să ne facem un altar dacă nu-l avem. Acolo unde există o responsabilizare a ambilor părinți de a-și crește copiii bine, vreau, nu să garantez 100%, dar 99,99999%. Că acolo unde există doi părinți care sunt responsabili cu educația spirituală și au făcut din casa lor un altar dedicat lui Dumnezeu, mai mult decât 90%, 91% că acel copil va crește într-un mediu sănătos. Nu garantează pocăința și nici măcar viața veșnică, dar vreau să vă spun un lucru. El va ști că în casa familiei Câmpeanu, că în casa mea, că în casa dumneavoastră, o valoare a acelei familii este altarul. Chiar dacă se va răzvrăti, se va întoarce, pentru că știe că acolo a găsit o comoară de prețuit. Mai mult, fiecare generație construiește pe moștenire lăsată de generația anterioară. Uitați-vă în Scriptură, Avram, Isaac, Iacov, Moise, Iosua, Samuel, Saul, David, Solomon. Toți construiesc pe moștenirea lăsată de generația anterioară. Și întrebarea pe care o vă pun astăzi, și nu trebuie neapărat să ai copii, că nu trebuie neapărat să ai copii, ce fel de moștenire lași? Ce fel de moștenire? Frate Petre, ce fel de moștenire lăsați în familia dumneavoastră? Nu trebuie să răspundeți. Puneți-vă doar întrebarea. Gabi, tu ce fel de moștenire vei lăsa copiilor tăi? Marian, tu ce fel de moștenire lași? Frați și surori, trebuie să ne punem serios întrebare. Pentru că respectiv copiii dumneavoastră, să știți că vă imită mai mult decât credeți. Dacă vă place fotbalul, să știți că copiii dumneavoastră vor fi fani fotbal. Dacă vă place rugăciunea, să știți că copiii dumneavoastră, chiar dacă nu sunt ei neapărat super entuziasmați de fiecare dată când e vorba de rugăciune, dar o să vadă în tine ceva și o să înceapă și ei să imite felul tău de a fi. Ce fel de altar lași în urma ta? Unul dedicat lui Dumnezeu sau unul dedicat altor idoli? Și încă o dată vă spun, idolii aceștia sunt foarte creativi și diverși. Și acum vreau să mă apropii de sfârșit. Câteva considerații practice. Una dintre lucruri este că familiile care se roagă împreună rămân împreună. Nu este garantat 100%, dar vreau să vă spun un lucru. Dacă de mici începeți cu ei, cei care mai aveți copii mici, dacă de mici începi să te rogi împreună cu ei și să faci din casa ta sau dintr-un loc să-l dedici lui Dumnezeu și spui copii, săptămânal aici ne întâlnim. Sau chiar zilnic dacă se poate. Aici ne întâlnim. Faci lucrul acesta și vreau să vă spun că familia aceea va rămâne împreună, la greu și la bine. Un alt lucru important este că trebuie fiecare să găsim metode creative de a petrece timpul de părtășie cu Dumnezeu. Nu toți suntem la fel. Unii, dacă citesc Biblia și ai un tată, poate, cum zicea și Laurențiu, un tată care știe să povestească, va fi un entuziasm extraordinar. Altul care nu are darul povestirii s-ar putea să plictisească pe toți copiii. Nu asta este ideea. Ideea este ca fiecare familie să ne găsim o metodă creativă de a ne petrece timpul de părtășie împreună. Și vreau să vă dau eu doar câteva exemple.
Poate vă uitați împreună ca familia la un documentar creștin. Așa cum aveți timp să vă uitați la filme împreună cu familia, uitați-vă și la un documentar sau la un film creștin. Îmbinați-l cu o discuție despre valori și non-valori care se promovează în aceste filme. Uite-te la Dumitru Cunilescu. Uite-te și tu la viața lui Wurmbrand. Fă timp împreună cu ei să citești, să te documentezi. Există și un alt fel de a-ți petrece timpul de părtășie. Ia o carte, o carte creștină de preferat și studiază-o împreună cu familia. Nu trebuie să fii mare orator sau mare învățător, ci împreună. Tu ce ai înțeles de aici? Din paragraful, din capitolul acesta, tu ce ai înțeles? Poate pentru unii tați s-ar putea să fie prima carte care au citit-o de multă vreme, sau pentru unele mame. Studiați anumite teme din Scriptură cu copiii dumneavoastră, lucruri care pe ei interesează. Sunt la o vârstă în care poate au anumite întrebări. Studiați împreună cu ei cu Scriptură. În legătură cu timpul pe care îl alocăm pentru această părtășie, sincer, nu pot să dau un timp concret. M-au întrebat câțiva, frate, dar cât timp să stau împreună cu familia? Nu știu, depinde de familia ta, depinde ce vrei să faci. Timpul variază, ziua variază. Sunt oameni care nu pot în fiecare zi să facă acest lucru pentru că lucrează 12-24 sau nu știu ce fel de program au. Important e să ții cont de dinamica familiei tale. Dar vreau să vă spun un lucru aici ca o paranteză. Indiferent de dinamica familiei tale, trebuie să zidești un altar lui Dumnezeu. Nu știu cum îl faci, poate îl faci vineri seara, poate îl faci duminica, că e o zi mai liberă și toți sunt acasă. Nu știu cum faci lucrul acesta, dar fă-ți timp să stai împreună cu familia. Mai mult, nu forța pe niciun copil sau nici măcar pe partener să participe, dacă participă cu ură în inimă, că îl forțezi tu. Fraților, pocăința nu este obligatorie. Și nu putem să forțăm. Dacă el participă cu ură în inima lui, n-ai rezolvat nimic. Din contră, se va răzvrăti mai tare. Cine vrea să participe, participă. Cine nu vrea, nu vrea. Și atât. Mai important este, dar vreau să vă spun un lucru. Dacă de mic l-ai învățat să se roage, să știi că nu-i va fi greu. Și nu-i va fi greu să spună, a, ce e toată, iar mă rog? Mai important este ca familia ta să știe că timpul de părtășie este o valoare a familiei mele. Așa cum noi avem fel și fel de valori și investim în fel și fel de lucruri, copiii noștri să știe, domne, timpul de părtășie este o valoare a familiei mele. Chiar dacă nu înțelege el atunci, pe moment, lucrurile. Și nu meciul, și nu telenovela, nu știu care. Mai mult, acest timp de părtășie nu este un program de biserică. Nu faceți din el să sună o predică de-a tatălui și 3 cântări de-ale mamei și 2 îndemnuri de-ale fratelui mai mare. Nu este vorba despre așa ceva. Nu un alt program de biserică, ci pe bune, stai cu copiii tăi de vorbă. Înțelege-le inima lor, înțelege-le probleme prin care trec și ei. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun aici la considerații practice. Dedică-ți un colț al casei tale sau al apartamentului tău, oricât de mic ar fi el, pentru acest altar. Vedeți, noi în casă avem locuri speciale dedicate pentru lucruri speciale, așa-i? În bucătărie mâncăm, așa-i? Știm toți lucrul acesta. În dormitor, dormim. Da? În birou, lucrăm, acte, educație și așa mai departe. În sufragerie, în majoritatea sufragerilor, ce se întâmplă? Un televizor și câteva canapele confortabile și acolo ne petrecem o bună parte din timpul nostru. Mai avem un timp în care aici este baia, aici este și multe alte lucruri, dining și așa mai departe. Dar unde este locul de părtășie? Nu mai e loc, așa-i? E casa prea mică. N-am împărțit casa cum trebuia. Frați și surori, voi care v-ați făcut case, când a fost ultima dată când ai gândit să... Cosmin, când ai gândit ultima dată să-ți faci un loc, 3x4, nu mai mult, atât, 3 metri pe 4 metri, un loc special pe care să-l dedici lui Dumnezeu, împreună cu Ancuța? George, când a fost animată, că ai o casă frumoasă și e destul de măricică, să fi făcut așa, cu cum să spune, că am și uitat, drywall, mă rog, cu pereți ăștia falși, să fi făcut un loc special, uite, copii, aici ne întâlnim și ne rugăm. Sigur, sunt de acord cu dumneavoastră, sunt de acord, e mai greu în baie sau la bucătărie, dar am înțeles acest lucru.
Sunt de acord. Eu am vrut să dau doar un exemplu, a fost strict un exemplu. Ideea în spatele exemplului meu a fost următorul. Asta este morala. Frați și surori, de ce nu facem acest lucru? Pentru că nu ne gândim că este important acest lucru. Când te gândești să faci un proiect la acasă, îl împarți în așa fel încât să împarți camerele importante, dormitorul, baia, sufrageria, garajul și lucrurile care sunt importante. Dar unde este locul? Avem un astfel de loc? Poate de acum încolo ar trebui să ne gândim mai serios la acest lucru. Și vreau în concluzie să închei pe o parte mai un pic mai pozitivă. Richard Baxter a fost unul dintre cei mai renumiți slujitori puritani din Anglia în secolul 17. Are cioc, așa că nimeni să nu se mai dea care au cioc. Dați-vă la el. Poate a fost pictura, poate să chiar pe bune chiar așa arăta. Nu știu exact. Richard Baxter terminase teologia, era un tânăr plin de râvnă și a ajuns să fie repartizat la o biserică, la o biserică numai cu de bogați și de intelectuali. Pe ce vrei mai mult în viață, frățioare? Și bogați și intelectuali. Asta da biserică. În biserica asta, s-a gândit el, o să rup totul. Sparg orașul acesta, o să vezi că o să fim cea mai renumită biserică din tot orașul acesta din Anglia. Surpriză, surpriză. Nu după multă vreme, stând în biserica aceasta, și-a dat seama că și ăștia au probleme. Și-a dat seama că biserica lui era de fapt foarte rece și că lucrurile nu mergeau așa cum a sperat el la început. Dezamăgit de situația care s-a evit, Richard Baxter a început să se roage și să postească, exact cum facem noi, și a zis: Doamne, ce să fac? Am predicat, postesc, mă rog, nu știu ce să mai fac ca biserica aceasta să meargă într-o direcție sănătoasă. Și atunci Dumnezeu i-a vorbit într-o dimineață și a spus așa: Richard, singura cale de restaurare a acestei biserici este să pui accentul pe spiritualitate în familie. Asta se va face numai prin participarea familiei la timpul de părtășie. Altfel, n-ai cum. Poți să mai predici încă 10.000 de predici de acum încolo și nimeni nu se schimbă dacă tu nu poți să faci concret să ajuți pe oamenii aceștia să aibă timp de părtășie în familie. Determinat acest tânăr să schimbe ceva în biserica lui, Richard Baxter a petrecut 3 ani de zile mergând la fiecare familie, predicând, vizitând și învățând pe oameni cum să aibă timp de părtășie cu Dumnezeu în familie. După 3 ani de zile, rezultatul a fost uimitor. Biserica lui, care era de câteva zeci de oameni, 50-100 de oameni, a devenit neîncăpătoare. Mii de oameni se întâlneau la rugăciune. Și drept dovadă a devenit unul dintre cei mai renumiți puritani din secolul 17. De ce vă spun lucrul acesta? Frați și surori, eu cred că biserica aceasta va crește. Poate, are un potențial extraordinar. Și asta pentru că dumneavoastră faceți parte din această biserică, pentru că eu fac parte, pentru că împreună putem să facem ceva pentru acest oraș, să aducem oamenii la Dumnezeu. Sunt scaune încă goale pe aici, pe la balcon. Putem să facem mai mult decât facem până acum. Dar începe în familie. Începe în familie. Începeți cu familia dumneavoastră. Eu împreună cu soția, nu e vorba de laudă aici, că nu mă mândresc cu nimica, este doar o valoare a familiei mele. Mă rog în fiecare zi cu ea. Citim Biblia în fiecare dimineață. Mai nou am încercat să ne rugăm și să cântăm și seara, înainte să ne culcăm. Știți de ce? Pentru că, deși pentru o puțină perioadă din viața mea, acest lucru făceam și în familie. 3-4 ani de zile, țin minte că împreună cu tata ne strângeam și cântam. El m-a învățat la chitară să cânt, el m-a învățat multe lucruri. Dar o făceam în familie și a fost extraordinar. Și o văd în viața mea, și asta e o mărturie personală, de când facem lucrul acesta, de 2 ani și jumătate, familia noastră a devenit din ce în ce mai puternică. Nu neapărat că nu trecem și noi prin probleme și dificultăți sau conflicte, dar toate acestea se rezolvă într-un spirit de părtășie. Ești supărat unul pe celălalt? Ai probleme cu partenerul tău care s-ar putea să nu vină la biserică sau s-ar putea să fie răzvrătit față de Dumnezeu? Pune-te pe genunchi. Ia-ți familia și roagă-te împreună cu ei. Dragi tineri, nu știu câți dintre voi vă faceți timp, tineri familiști mă refer, câți dintre voi vă faceți timp să vă rugați împreună cu soția dumneavoastră. Dar vreau să vă garantez un lucru. Dacă nu o să faceți lucrul acesta mai devreme sau mai târziu, vor apărea problemele. Și nu știu dacă rezultatul va fi bun sau rău.
Frați și surori, nu știu, poate sunteți de 25-30 de ani căsătoriți și de multă vreme nu v-ați mai rugat cu soția sau cu soțul dumneavoastră. Haideți să ne întoarcem la familie. Totul începe în familie și totul se sfârșește în familie. Dumnezeu a creat familia, Dumnezeu a creat-o ca să fie o binecuvântare pentru lumea aceasta și pentru societate. Când societatea se strică, să știți un lucru, uitați-vă în general, familia este cauza numărul unu. Într-o societate stricată, uite-te în familie și vei vedea familii disfuncționale, dezechilibrate, total răzvrătite. Când o societate este una bună, vei vedea că sunt și familii sănătoase. Și încă o dată vă spun, o biserică sănătoasă înseamnă familii sănătoase. Sau invers, familii sănătoase înseamnă biserică sănătoasă. Haideți în această dimineață să ne ridicăm și să ne rugăm. Să ne rugăm ca Dumnezeu în primul rând să ne reveleze care sunt în săptămâna aceasta, care sunt lucrurile care, care trebuie să le dărâmăm, care sunt idolii din familia noastră, din viața noastră, care trebuie să-i dărâmăm. Și doi, haideți să fim concreți și practici să începem un timp de părtășie cu familia. E foarte important. Între viață și moarte, între binecuvântare și blestem.